originală din Chișinău, Republica Moldova, o interpretă minunată de muzică ușoară și pop. Bună! Ce faci? Ne bucurăm foarte mult să o vedem pe scena noastră, asta după ce a participat la X Factor în 2014, după care în 2021 a făcut senzație la Bravo I Steal Celebrities, sezonul 7, în calitate de concurentă. Și poate cea mai recentă informație și cea mai interesantă este faptul că recent a jucat într-un film americano-italian, Sicilian Holiday. Rolul ei a fost unul de emigrant care a plecat în Italia să-și urmeze visul să cânte. A fost descoperită și a ajuns o mare cântăreață în film. Este o mare cântăreață și în realitate, iar vocea ei este inegalabilă. Totodată piesele sale profunde și romantice ne pătrund direct în suflet. Pentru că încheiem așa cum se cuvine festivalul nostru, zilele municipiului Fălticeni, am nevoie să mă ajutați, dragi prieteni, am nevoie de luminițe, am nevoie de multe luminițe, aprindeți blițurile la telefoane. Blițurile, blițurile, toată lumea blițuri, 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 hai luminițe în față, în spate, Fălticeni, multe blițuri! Hai să o primim așa cum se cuvine, am nevoie de mai multe blițuri, uite, m-au ajutat și colegii de la scenă. Blițuri, multe luminițe, să facem o mare de luminițe la Fălticeni și să o întâmpinăm așa cum se cuvine. Mă ajutați, da? La mine așa e cu prezentările astea, e ca pe ringul de box. Eu spun prenumele, voi spuneți numele, dar trebuie să mă ajutați. Doamnelor și domnilor, încheiem zilele municipiului Fălticeni cu Nicoleta!
n-au niciun folos. Când nu ești lângă mine, ce-mi scrii, citesc dus. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
mult. Așa. Aici, fetelor, o să vreau, o să am nevoie de ajutorul vostru. O să vreau să cântați cu mine, dacă nu ești tu, o să fie altul, altu, da? E simplu.
cunoașteți piesa deja? Da! Da? Ei, acum o cunoașteți și mai bine. Cine iubește și lasă?
pentru că nu vă aud foarte bine de pe scenă, o să vreau să cântați, dar doar voi. Cântăm tot așa, cântă Cucu-n Bucovina, o bucățică mică, da? Eu o să vă dau doar începutul. Cântă Cucu, bată-l vină. Vină Bucovina. Și încă o dată. Cucu.
mai multă energie, Folticeni? Deci puteți! Thank you.
Iar eu vă mulțumesc din toată inima pentru energia voastră și pentru această seară minunată. Vă pup și ne vedem acolo la poze. Nicoleta, hai la un selfie, hai la un selfie, repede, repede. David, haideți voi, Mr. Musculo, vino cu acest. Hai, hai, chitaristul cel talentat cu chitară verde, hai. Hai să facem un selfie, să rămână amintirea asta de neuitat. Mâinile sus, Fălticeni, pentru Nicoleta și pentru gașca asta faină. Gălăgie! Colegii de la scenă, ne ajutați cu o lumină plină? Încă o dată, încă o dată. Super, super, Nicoleta Nucă, super spectacol. Coboară undeva în dreapta la autografe. Dragii mei prieteni, ce seară specială. 3 zile de festival de excepție. Wow, iată, am ajuns la final, însă finalul e doar un nou început. Știți voi mesajul acela. Vreau să vă reamintesc că la miezul nopții, în piața centrală, acolo în centrul orașului Fălticeni, vor fi artificiile, așa că vă așteptăm cu mare, mare drag. Colegii mei, mai aveți piesa 6, dacă suntem uniți, de ieri, da? Să fac și eu încheiere, așa cum se cuvine. Pentru mine e prima oară când vin la Fălticeni. A fost o mare bucurie și o mare onoare. Sper că ne-am simțit bine în aceste 3 zile. Mă înclin în fața voastră. Vlad Baba sunt eu, mă găsiți și pe Instagram. Promit să dau follow back, cum le-am promis și copiilor. Am produs un film ce a ajuns pe YouTube cu Mario Fresh, Lino Golden, Dan Negru, Cătălin Moroșanu, 6 ase. Și asta e piesa scrisă de Alex Velea pentru filmul nostru. Apropo de Velea, Antonia a fost aseară la Fălticeni. Acum 2 zile Petre Ștefan și Proconsul. Mulțumesc frumos prietenului meu Radu Groza alături de noi pentru cele mai minunate evenimente, un manager organizator de mari festivaluri și spectacole în România. Mă uitam, Chris, și multe, multe surprize peste tot în țară, dar iată și anul acesta la Fălticeni nu au lipsit spectacolele de cea mai înaltă calitate. Inima Bucovinei, Fălticeniul de Sfântul Ilie, un spectacol senzațional. Vă iubim tare de tot și să ne revedem sănătoși la anus. Pozele le luați de la Sebi, da? Sebi ne pregătește niște fotografii pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Fălticeni. Mulțumim Consiliul Local Fălticeni, mulțumim Primăria Fălticeni, domnului primar Cătălin Coman, ce spectacol am făcut împreună. Felicitări dansatorilor, copiilor de excepție din Fălticeni. Și vă spun doar atât, în toamnă mergeți la cinema la Suceava, Mașa și cele 6 umbre, e un film nou cu doamna Maya Morgenstern și cu toți actorii și chestarurile din 6, e film de cinema produs de mine cu mare, mare drag pentru România. O să-l vedeți și pe Netflix. În schimb, a fost o foarte mare bucurie să fiu la Fălticeni în această perioadă. Îl salut și pe John, colegului Radu, îl salut pe Alex Tamatin, colegul meu alături de mine, îi salut pe băieții noștri dragi de la SMURD, de la Poliția Locală, de la Jandarmerie, ce au fost alături de noi în aceste 3 zile de festival. Le mulțumesc foarte, foarte mult și celor de la Bâlci, pentru că au făcut un spectacol minunat acolo, precum și Record Sound, cel mai minunat sunet și o scenă de foarte bună calitate. Seară bună, prieteni! Rămâneți uniți, Fălticeni! Vă iubim tare de tot!